Aparatura nouă din incinta Spitalului Județean de Urgență din Târgu Jiu aduce multe beneficii atât medicilor care operează cu aceste aparate, cât și pacienților. Medicii celor două secții de chirurgie ale SJU Târgu Jiu au transmis faptul că cele două sisteme sunt performante și erau necesare. Consiliul Județean Gorj a achiziționat două sisteme noi, 3D, 4K, pentru chirurgie endoscopică, laparoscopică cu IgG, echipamente destinate secțiilor chirurgie 1 și chirurgie 2 din cadrul Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu. Echipamentele sunt de ultimă generație și vor contribui semnificativ la eficiența și precizia intervențiilor chirurgicale laparoscopice. În cursul zilei de 6 decembrie, medicii chirurgi Constantin Barbu și Adrian Sterie de la secția chirurgie generală 2 au efectuat primele două intervenții cu unul dintre aceste aparate. Astfel au fost operați cu succes o pacientă în vârstă de 45 de ani, căreia i s-a efectuat o colecistectomie laparoscopică și un pacient în vârstă de 41 de ani care fusese diagnosticat cu apendicită acută. Medicii celor două secții de chirurgie din cadrul Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu au transmis faptul că cele două sisteme sunt performante și erau necesare, fiind o investiție benefică atât pentru pacient cât și pentru personalul medical. Totodată au fost finalizate și lucrările de reabilitare parțială, etapa a doua a secției recuperare medicină fizică și balneologie din cadrul Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu, locație situată pe strada Tudor Vladimirescu. Au fost finalizate lucrările de reabilitare parțială, etapa a doua a secției de recuperare medicină fizică și balneologie din cadrul Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu, locația situată pe strada Tudor Vladimirescu. Lucrările au fost efectuate cu sprijinul financiar al Consiliului Județean Gorj, fiind reabilitate 14 saloane, cabinetele medicilor, grupurile sanitare, băile, sala de tratamente, sala de mese. Dintre lucrările care au fost efectuate, amintim faptul că a fost turnată o șapă autonivelantă peste tot, a fost montat linoleum antistatic și antibacterian care corespunde cerințelor actuale, în băi și în grupurile sanitare a fost montată gresie și faianță. Secția de recuperare medicină fizică și balneologie funcționează cu un număr de 56 de paturi și asigură internarea pacienților în vederea efectuării investigațiilor în scop de diagnostic și tratament. În prezent, toate cele 56 de paturi sunt ocupate de pacienți, iar de la începutul acestui an și până în prezent au fost internați în această secție peste 650 de pacienți. Medicii mai transmit că nu au multe spitale asemenea sisteme pentru intervențiile chirurgicale.